Vă invit să ne ridicăm la textul de la Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată, unul din ei a alergat, de-a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Doar câteva gânduri pe care aș vrea să le aștern în legătură cu jertfa Domnului Iisus Hristos, dar nu numai atât. Cina cea de taină se continuă cu un Ghețimani, ca apoi Ghețimaniul să se continue cu o Golgotă și apoi Golgota cu un mormânt și apoi mormântul cu ziua învierii. Apostolul Pavel ne dă toate secvențele acestea ca și cum am vedea un film. Și în capitolul 15, Corintenilor, în prima epistolă, le spune, acestea sunt lucruri care trebuie să fie mereu în mintea noastră, ca să nu eșuăm de la cărarea pe care ne-a dat-o Domnul și care este dreptarul, care e cuvântul lui Dumnezeu. La cina cea de taină erau 5 pahare care erau date. După cuvântul pe care Domnul de mult la Sinai, când Moise, înainte să ajungă la munte, Domnul îi se descoperă în tufarul acela al Horebului, care ardea și nu se mistuia. Și acolo paharul întâi e, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Israel. E sfințirea pe care o aduce numele Domnului. Apoi e o amintire a suferințelor. A fost o robie lungă și grea și Dumnezeu vine să aducă eliberarea, ca al treilea pahar să fie de răscumpărare și paharul al cincilea, al patrulea să fie paharul de laudă și preamărire al Domnului. Și poate cineva să spună, dar sunt 5 pahare. În vremea Domnului Iisus și în vremea noastră, paharul din urmă nu era cu vin. Paharul laudei era ultimul pahar pe care îl luau. Paharul celălalt, al preamăririi, al împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune că îl va lua în altă dată, în glorie, când ne vom vedea în slavă. Și lucrul acesta e atât de frumos în cum se continuă din vechiul legământ în noul legământ până în veșnicie. Masa pe care Domnul o pune de aducere aminte a dragostei, a iubirii sale. Evangheliștii Matei și Marcu ne spun că după ce au cântat cântarea, a început cântarea în camera de sus, e Halelul, psalmul 113 până la 18 e numit Halel, de laudă, de preamărire.
au cântat cântarea, o singură cântare, un grup de psalmi. Halelul acesta are un optimism în el, o cântare de laudă. Psalmul 118 spune: aceasta este ziua pe care ne-a dat-o Domnul, a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Cântați, tresăltați de bucurie. Și e un contrast. În Ghețimani, Domnul Iisus le spune: sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. Alelul e plin de optimism și până și astăzi, la masa aceea de aducere aminte, se cântă o cântare, Daienu. De câteva ori am amintit și mă gândeam că în seara aceasta poate am să cânt Daienu în fața adunării, dar nu mai au timp. E o cântare frumoasă, e însă plină de optimism. Daienu înseamnă ar fi fost de ajuns, ar fi fost destul. O cântau ei în vechime și cu atât mai mult noi de azi. Ar fi fost destul, Doamne, că te-ai gândit la noi ca să vii să ne scolți de la cărămizile de miriște și de la văpaia robiei. Ar fi fost destul, Daienu, destul, Doamne, că ai venit la noi și te-ai gândit la noi. Ar fi fost destul, Doamne, că ai venit și din Sinai ne-ai vorbit și ne-ai dat legea, ne-ai dat Tora ca să știm cum să trăim, ca să știm cum să umblăm, ca să știm cum să gândim bine într-o lume păgână care aleargă la pierzare. Daienu, ajunge, Doamne, prea multă cinste dai unor robi. Daienu, și cântarea continuă, un refren de toată frumusețea. Ar fi fost destul, Doamne, că te-ai gândit și ne-ai scos din robie. Ar fi fost destul că ne-ai dat legea împărătească, dar nu-i prea mult, Doamne, că ai umblat cu noi în pustie și ne-ai luminat și noaptea într-un snop de foc și ziua într-un nor cu umbra lui. Ar fi fost destul, Doamne, Daienu, ar fi fost destul că din stânca seacă ai făcut să iasă izvor de apă, Daienu, Daienu, Doamne, prea multă cinste dai unor robi. Și cântarea o continuăm noi azi, Daienu, ar fi fost destul, Doamne, că s-a făcut cuvântul din veșnicie, Creatorul, s-a făcut trup ca să umble în praful pământului nostru. Ar fi fost destul că te-ai gândit la noi. Ar fi fost destul că ne-ai dat învățături de har. Ne-ai învățat ce înseamnă să fie ferice. Ferice de cei care se smeresc, ferice de cei care umblă în neprihănire, ferice de cei care doresc apa vieții, ferice de cei care sunt prigoniți pentru tine. Ar fi fost destul că te gândești la noi, Doamne. Daienu, dar nu numai atât. Avem cele trei lucruri care apar atât de pregnant în Evanghelii și în Epistole. Cuvântul s-a făcut trup, spune Ioan. Corintenilor, le spune Apostolul Pavel, nu numai că s-a făcut trup, dar s-a făcut și păcat pentru noi. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, s-a făcut pentru că păcat, pentru ca noi, ca să suntem păcat, să ajungem neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul continuă, Galatenilor le spune că s-a făcut, și parcă ne cutremurăm, el binecuvântatul lui Dumnezeu,
cel în fața căruia până și serafimii își acoperă ochii și fețele, s-a făcut blestem pentru noi. El, binecuvântatul Tatălui, cel de la sânul Tatălui, de la inima Tatălui, s-a făcut blestem pentru noi și astfel a gustat moartea. Prea mult, Doamne, dar e nu. Frumoasă cântare. Dar în seara aceasta vreau să vorbesc de una din cuvintele pe care le-a rostit Domnul pe cruce. De obicei, în Vinerea Mare, treceam peste toate cele 7 grăiri. Într-o seară citeam într-o reuniune familiară a păstorilor din oraș, au discutat care ar fi cea mai extraordinară grăire din grăirile acelea. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Adu-ți aminte de mine, spune unul din ei, când vei veni în împărăția ta, astăzi vei fi cu mine în rai, pe baza credinței. Și când a văzut Domnul pe mama sa, îi spune ucenicului pe care îl iubea, iată mama ta. Și din clipa aceea, ucenicul a luat-o la el, ca mamă a lui. Și Domnul Iisus, în ceasul acela cumplit, strigă, Eloi, Eloi, lama sabachthani, în întunericul care s-a așternut peste toată țara, ca apoi să mai urmeze încă 2 grăiri, Domnul să spună, mi-e sete, și apoi, așa cum a început, cu Tată, iartă-i că nu știu ce fac, să spună, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, și a murit. Și predicatorii discutau care ar fi cea mai extraordinară din grăiri și au convenit că cea mai extraordinară e Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Desigur, sunt cuvinte de psalm, de cântare, dar dacă toți erau predicatori cu teologie înaltă, au început să deslâneze cuvântul acesta în care e o taină. Dumnezeu de o singură ființă, Dumnezeu care e unul în trei, Dumnezeu Sfânta Treime dumnezeiască, să rupe la Golgota? Pentru ce m-ai părăsit? E sentimentul acela cumplit pe care îl are Domnul Iisus, că e părăsit de Tatăl. Și desigur și aceasta e de discuție și dezbatere. Și ei au continuat, dar era un predicator mai tânăr. Și să-i dea și lui cuvântul. Și predicatorul mai tânăr n-a avut curajul să se atingă de ceea ce e atâta mister în Eli, Eli, lama sabachthani. Zice, pentru mine e o enigmă că la urmă de tot, înainte să-și ia Duhul, Domnul Iisus a strigat, mi-e sete. Și atunci tânărul le spune celorlalți, după 2 exerciții, după 2 maile, după 2 kilometri, mi se usucă gura. Nu mai pot de sete. Domnul Iisus a fost luat și bătut la Ana, la Caiafa, e dus în pretoriu și acolo soldații îl bat și îl schingiuiesc la stâlpul infamiei cu biciurile acelea care rup carnea. Și apoi urmează drumul pe care îl face Domnul. Nu e un drum ușor, pe caldarâmul Ierusalimului, până afară, dincolo de cetate, urcând dâmbul acela de craniu, Golgota, afară din cetate.
Și apoi orele în șir, înșirat, înțepenit pe lemnul crucii, cu mâinile străpunse, cu picioarele în piloanele romane, și abia la urmă Domnul strigă, mi-e sete. Și aici cuvântul Domnului ne lasă să ne gândim. Durerea Domnului Iisus a fost reală. N-a fost imaginară. Una din ereziile de început, când nu s-a putut înțelege, Dumnezeu între noi și e flămând, Dumnezeu între noi și obosește, Dumnezeu între noi și adoarme într-o corabie bătută de valuri, Dumnezeu între noi și strigă mi-e sete pe cruce. Doceții aceia n-au înțeles bine cine e Hristos Domnul, că e om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și în același timp, aici pe cruce, Dumnezeu, om adevărat, strigă, mi-e sete. Aș vrea din cuvântul acesta să iau doar câteva învățături. De trei ori am găsit că strigătul acesta, mi-e sete, e prins în Sfânta Scriptură, în trei ipostaze, în trei feluri. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii al craniului, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Asta e în Matei, capitolul 27. La Marcu, la capitolul 15, același lucru ne spune, în loc de fiere scrie smirnă, e vin amestecat cu smirnă. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Aceeași întâmplare. Probabil într-un pahar, probabil într-o cupă, i-au dat să bea înainte de răstignire. Asta e înainte ca să fie pe cruce. Și avem amănuntul dat de doi evangheliști. Nu l-a luat. N-a luat oțetul cu fiere sau cu smirnă. A doua ocazie, ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și aici cuvântul spune că îi dădeau oțet să bea. Nu știm cât a fost oțetul acesta pus pe buzele Domnului ca să bea. A treia oară, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a isprăvit, s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, zice, mi-e sete. Și acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus, l-au ridicat sus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, acel cumplit și misterios, tetelestai, s-a terminat. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. La Ioan, capitolul 19. Și voi încheia doar spunând care e diferența între cele lucruri, trei lucruri. A luat Domnul oțetul sau nu l-a luat? Că-s trei lucruri aici, trei ocazii. Când au ajuns la Golgota, după obiceiul lor sau după cum doreau soldații, dădeau oțet cu fiere sau oțet aici cu smirnă. Oțet cu o travă. Oțetul acesta era ca să moară mai repede, să-i amorțească simțirile, să nu mai simtă durerea și să moară mai repede.
Aici nu-i vorba de mila celor care îi dau oțet cu fiere. Aici e vorba că vroiau să scape mai repede și mai ales că Domnul, după o zi întreagă de chin, acum urmează orele pe cruce și i-au dat oțet cu fiere. Odată Petru, vorbind în Samaria, apare Simon Vrăjitorul, care vrea și el să facă business cu biserica, cu Duhul Sfânt, cu darurile Duhului, și Petru îi atrage atenția: tu ești plin de fiere amară, tu ești plin de otravă. Asta era otrava care se pusese în vinul pe care au vrut să îl dea. Și ne spune că Domnul a încercat să vadă ce este și n-a vrut. Ce îmi spune mie lucrul acesta? E că Domnul n-a fugit de suferință. E ca și cum abia așteaptă lucrul acesta și când spune Ioan că a sosit clipa răstignirii, spune a sosit clipa proslăvirii. Și aici e vorba de Domnul Iisus care vrea să guste suferința noastră. Așa cum a gustat toată gama existenței umane aici pe pământ, a vrut să o guste și pe aceasta din plin. Nu cu narcotice și nu cu aspirinele pe care le luăm noi, cum ne doare capul, repede să luăm ceva, că nu rezistăm, că nu... Și nu condamn pe nimeni. Eu vorbesc aici de Domnul Iisus. N-a vrut să ia. Și eu spun atunci: Doamne, cum ai putut să suferi atâta pentru unul ca mine? Cum ai putut să rabzi atâta necaz, atâta durere, în care toate fibrele și toți nervii să zvâcnească de o durere care să străpungă mintea și ființa ta? El a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Dumnezeu adevărat și om care a suferit. A doua ocazie ne spune de ceva ce se întâmplă când Domnul e înălțat. Pe alții i-a putut mântui și pe el nu se poate mântui. Ha, 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 ha. Și toți râd de el. E o provocare a diavolului. A diavolului care își dă seama dintr-o dată de ce minte proastă are și cum l-a adus pe Domnul până acolo încât prin Golgota să se întâmple răscumpărarea omenirii. Soldații nu știu dacă au înțeles ei tot, dar deasupra Domnului e o tăbliță pe care nu știu dacă a fost o ironie sau o batjocură. Pilat și-a dat seama, pentru că îl întreabă: de unde ești? Știa că e galileanul. De unde ești? Că n-a mai avut așa inculpat, n-a mai avut un așa care să rabde ca tine, n-am avut un așa care să se apere, muțește fără să scoată o vorbă. Pilat scrie: acesta este împăratul. Asta vedeau soldații când se uitau la Domnul. Și atunci încep și ei, de asemenea, își băteau joc de ei, dar puțin diferit de cum vorbea toată gloata aceea care vroia teatru și se distra la cruce. Se apropiau de el și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, coboară-te să credem și noi. Și acolo era un vas, ne spune Ioan, cu oțet. Ei aveau, pentru că oțetul acesta era al soldaților, un fel de Coca-Cola de acum, din vremea asta, sau un vasul ăla, și repede i-au luat să-l ducă. Despre al doilea nu știm dacă a luat sau nu, dar l-au luat să-l ducă la buzele Domnului. Și oțetul acesta e un oțet al batjocurii.
e un oțet al minții stricate, al oamenilor care își bat joc de unul care abia respiră și gâfâie la fiecare respirație ca să poată să se ridice în sus. Și aici e o minune. În rănile lui avem noi vindecare, tămăduire. A treia ocazie e acea la care cumva înțeleg că ar trebui să stă mai mult. Cheamă pe Ilie. Mergeți, duceți-vă repede, muiați, aduceți niște oțet. Și acolo era un vas plin cu oțet și ostaș și au pus într-o ramură de isop. Isopul care poate să fie o buruiană, numai că e planta Paștelui din vechime. Și cu isopul acesta, muiat în oțet, l-au dus la buzele Domnului. Buretele plin cu oțet, l-au dus la gură. Și când a luat, spune Ioan, când a luat Iisus oțetul, a mai spus ceva, mai avea puțin. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și în cuvintele acestea e, în a treia ocazie a oțetului la cruce, eu văd aici cumva ceea ce are frumusețe în harul lui Dumnezeu, ca până și noi să putem și să vrem să-i alinăm durerea. I l-au pus aici, dacă primii au vrut să-l ucidă mai repede și Domnul nu vrea, dacă a doua ocazie de bat jocură și e rușinea celor care fac lucrul ăsta, a treia eu îl văd pe cel care vrea să ne dea pacea și așteaptă și de la noi un cuvânt de har. Așteaptă cântările Ierusalimului, așteaptă cântarea lui Moise, așteaptă să îi aducem și lui laudă cu tot ce putem și cu tot ce suntem. Anul 1555 a fost un an cumplit pentru credincioșii din Anglia. 1555. Și doi din predicatorii cei mai mari pe care îi avea Anglia atunci, Ridley și Latimer, au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cântau în strană și la influențele reformei. Spun, credința e cea care ne mântuie și nu mântuie preotul, ci numai Dumnezeu. Și când au auzit, preoții din Londra au spus, erezie, noi cântăm ceva și cei doi spun altceva. Și bineînțeles, după procesul, condamnarea la moarte, și în aceeași zi, cei doi, puși unul lângă altul, la două ruguri, au fost arși. Ca să se stâlpească cu erezia sau cu rătăcirea aceea, că prin credință ajungi să fie mântuit. Ridley avea un frate. Avea un frate care și el credea ca și el. Dar a venit și îi spune, în noaptea asta vreau să-ți stau și să dorm la întemniță cu tine. Vreau să, pentru că mâine te execută, mâine ai să fii ars, nu mai e scăpare. Și a cerut voie ca el, fratele lui, să doarmă, citind parcă nu te mai emoționează că Ridley urmează să fie ars, ci de unul care vrea să stea și toată noaptea să-i cânte și să îl întărească în credință. Și episcopul Ridley îi spune, dragul meu, tu crezi că eu
Am nevoie să-mi spui tu de pacea lui Hristos care întrece orice pricepere? Știi ce am să fac la noapte? Am să-mi așez bine perna pe patul ăla, lavița pe care dorm. Am să-mi fac rugăciunea de mulțumire că mai pot să apuc o noapte și am să dorm ca un pui. Am să dorm pentru că nu vreau să am tulburare din ce vor face mâine cu mine. Du-te și tu și culcă-te și roagă-te pentru mine. Și n-a vrut. A vorbit despre o pace pe care o dă și nu o dă decât Dumnezeu. Căci pacea lui întrece orice pricepere și poate să păzească și inima și gândurile și tot ce suntem și să ne păzească astfel încât să ne înfățișeze înaintea lui ca pe o mireasă curată, sfântă, fără zbârcitură. Și Dridley s-a culcat și frate Iisus s-a dus acasă și a doua zi au fost puși pe ruguri față în față, începând să cânte unul, nu știu care, Latimer sau Ridley au început să cânte și apoi unul îi spune celui alt, curaj, că suntem în pragul împărăției lui Dumnezeu și vom vedea fața lui Hristos mâine. Și vreau să vorbesc cu asta de pacea pe care o dă cel care a suferit pentru noi. Doamne, primește și gândurile acestea, ca să-ți mulțumim că ai vrut să guști durerea din plin, ca să știm că ai fost om adevărat. Să-ți mulțumim că ai stat și atunci când au râs de tine și unii care erau frați de neam și alții care își băteau joc și ai stat pe cruce ca să arăți că ne iubești. Și ai luat apoi pe buzele tale tot ce am putut să-ți dăm în trestia aceea și în mâinile romanului care le-a întins. Tot ce am putut ca să spunem că și noi vrem să spunem că ți-e mil, ne e milă, că vrem să avem inima miloasă și că îți mulțumim. Și când Domnul ia buretele acela sau isopul muiat în vin, parcă îmbrățișează tot mielul pascal, parcă îmbrățișează tot ce era în Vechiul Testament, ca să spună că s-a isprăvit, s-a terminat. Și Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, se cade și noi să-i mulțumim și să spunem, Doamne, n-avem mult și tot ce avem e doar un oțet acru. Dar parcă ar bea oțetul acesta să-ți moaie buzele când ai suferința cea mai mare, pentru că ne-ai dat iertare.